Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă supun atenției un instrument online foarte ușor de utilizat, dar care vine în sprijinul securității sistemelor pe care ne desfășurăm activitatea. Este vorba despre website-ul virustotal.com. În ultimul timp s-au înmulțit foarte mult tot felul de atacuri malițioase asupra diferitelor echipamente pe care le folosim, fie ele telefoane mobile, tablete sau PC-uri. De multe ori primim mesaje prin intermediul diferitelor platforme de comunicare sau nu în ultimul rând chiar și prin intermediul SMS-urilor, mesaje prin care suntem oarecum îndrumați să deschidem un anumit link pentru a efectua o anumită acțiune. Și aici intervine utilitatea acestui instrument online care poate să îmi răspundă la întrebarea Oare este de încredere acest link? Cu ajutorul site-ului virustotal.com pot scana pe lângă fișiere de pe calculatorul personal și website-ul pentru care am un semn de întrebare în ceea ce privește siguranța. Nu am altceva de făcut decât să acționez butonul URL și să lipesc aici linkul primit de la un eventual atacator. Acționez tasta Enter și site-ul îmi analizează respectivul link afișându-mi rezultatele analizei. se observă că acest link primit prin SMS este unul malițios. Dacă, de exemplu, doresc descărcarea de pe internet a unui fișier asupra căruia ar vrea să fiu sigur asupra siguranței în utilizare, nu am altceva de făcut decât să copiez adresa locației unde este postat respectivul fișier și să îl transmit site-ului Virus Total spre analiză. Se observă că acest fișier al aplicației GIMP nu este un fișier malicios, nu prezintă probleme de securitate. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!